Și mi-am dat seama în ultima perioadă că a fi femeie înseamnă să ai încredere în tine, să ai umor. Este uluitor cum trezești pasiuni în oamenii din jurul tău, fiind tu însăți femeie. Poți să ai și popou mai mare și să ni mai lăsați un pic de celulită. Dacă ai umor, ai savoare, ai feminitate, ai grație, ai senzualitate, ai de toate. Nu ține de faptul exterior și de aia o compensează pentru ce lipsește. Și primisem o lecție de viață de la un prieten drag de suflet și ziceam: băi, lăsați-mă în pace că voi sunteți cei care... Și nu! Voi sunteți proaste! Voi vă apucați să vă băgați! Noi n-avem treabă! Mie, da, când mi s-a pus pata pe o femeie, o vreau așa cum e! Și o vreau lângă mine pentru că este isteață, pentru că poate să-mi țină familia, pentru că e voluntară, pentru că mă sprijină. Alte lucruri pentru sunt că, importante. Da, pentru că are umor, râd cu ea, nu e o văicăricioasă, nu e rea de gură. Astea sunt lucrurile pe care le căutăm la o femeie. Nu că, bineînțeles că mi-ar plăcea, da? Pentru că bărbatul e vizual, femeia auditivă. Dar nu într-atât încât să mă schimonosesc așa. Nu. Da. Și să-ți asumi. Să-ți asumi viața, vârsta, să-ți asumi tot. Poveștile. Mamă, să-ți asumi poveștile. Da. Așa, mai avem puțin. Vreau să-mi zici un lucru ilegal pe care l-ai făcut. Nu-ți spun. Bine. Așteptam răspunsul ăsta de la cineva. Nu. Mulțumesc. Nu, vai, nu. Vreau să-mi zici... un domeniu despre care ai vrea să știi mai multe, să cunoști mai mult. Un lucru sau un domeniu. Ce-i dincolo? Ok. Vreau să mai știu ce ai schimbat la viața ta, dacă ai ști că nu te judecă nimeni, dacă ai schimbat ceva. Nu spun. Perfect. Nu, pentru că nu. Aoleu, nu. Vreau să nu încă. Dacă ai o listă cu lucruri pe care ți-ai propus să le faci până la final. Da. Nu neapărat fizică. De exemplu, eu am avut mai multe profesii. O parte dintre ele le-am și făcut. Dorința de călătorie, uh-huh, și faptul că am avut cal și am... Mi-ar plăcea să lucrez într-un salon de cosmetică coafură, să fac coafură. Ok. Mi-ar plăcea să lucrez într-o... Mi-ar plăcea să joc într-un... Știi ce mi-ar plăcea să fac până când plec? Să joci. Să joc într-un film. Iau. Da. Mi-am dorit să joc într-o piesă de teatru și am jucat într-un spectacol realizat de către doamna draga Olteanu Matei, ca regizor, și am fost și în turneu Visul unei nopți de iarnă și am fost partenera lui Valentin Uritescu, și cu Bogdan am jucat cu teatru de la Piatra Neamț. Și mi-a plăcut și aș mai vrea. Mi-a plăcea să joc într-un film. Bun. Atunci mi-ai răspuns și la întrebarea... un vis pe care l-ai în momentul ăsta, să spunem că e? Pe care l-am în momentul acesta cel este... Cel mai mare vis? Un vis. Da, și ăsta ar fi. Să am... Mi-ar mai plăcea un timp. Și mi-ar plăcea. Am intrat în televiziune națională la 30, aproape 40 de ani. Și mi-ar plăcea să... Și s-a văzut că se poate. Mi-ar plăcea să fac o emisiune tot despre femei, pentru că mă regăsesc acolo. Dar la o vârstă, pentru că, iată, Isabella Rossellini a revenit și a făcut la o vârstă înaintată reclamă. Apoi tipa care a jucat în Love Story la fel, Alice McGrow. Mi-ar plăcea să revin să fac o emisiune un timp, să se realizeze că se poate. Se poate și la 56 și la 60 să fie acolo, plină de viață, să te bucuri, pentru că femeia după 50 de ani nu mai e ca pe vremea mamei mele. Eu mă simt mult mai femeie, mai cu încredere, mai îndrăzneață, nu cu tupeu, atenție, îndrăzneață, încredere, încredere, atitudine. Altfel decât la 20, când eram o găină, cotcodeceam, gâscă, sau la 30, când abia începusem să fac cunoștință cu mine și mi-am dat seama, au câte ceva, sau la 40, când am știut și ce să fac cu mine, însă din vanitate, acum lucrurile stau altfel. Acum nu mai contează, este atât de importantă liniștea sufletului meu și a minții mele și a spiritului și a trupului, încât nu mai contează. Wow. Și femeile să vadă că se poate.
Și să nu se... Vai de mine, m-a ajuns la 35-40 și să leșin că, uite, a început și se termină pământul cu mine. Aiurea, pentru că sunt câteva care nu conștientizează asta, dar marea majoritate am îmbătrânit, gata, nu mai oale și ulcele. Aiurea! Aiurea! E... Trendul este ascendent. Wow. Crede-mă. Trei lucruri mărunte. Mărunte. Care te fac foarte fericită. O prăjitură cu frișcă atunci când știu că n-am voie. Șoala crem. Șoala crem sau o indiană. Dimineața, o dimineață, fie cu soare în față, cu munte, cu verde, cu ciripii de păsărele, fie... La mare. Fie la mare, dimineața aia. Nu e obligatoriu să aud o melodie, o muzică. Nu e obligatoriu. Ce m-ar mai face fericită? Să stau întinsă și să mi se citească. Să stau întinsă și să mi se citească. Să beau un pahar cu vin. Ce este iubirea pentru tine? O definiție personală. E tot, e Dumnezeu. Dumnezeu e iubire, iubirea e Dumnezeu. Nu știu, sună clișei ce am spus, dar e real. Asta e, lumină și iubire egal Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, e iubire, dar noțiunea de iubire, nu iubirea față de... Deci noțiunea de iubire care se ridică deasupra a tot. Iubirea care să lase oamenii, indiferent ce ți-au făcut, sau prin care să lași oamenii, indiferent ce ți-au făcut, să-ți intre în suflet, să-i cuprinzi în sufletul tău gândindu-te că dacă au făcut cumva ceva, este pentru că vai, mama lor au și le au și ei pe ale lor. Da. Dar să nu te raportezi la acest ambalaj de energie materializată într-un corp, da? Ci să te raportezi, că nu suntem egali, ci să te raportezi la zona aceea de, după chipul și asemănarea lui, iubirea aia care e aici și care... În grecește se numește agape, să trăiești în starea de iubire față de viață. Să te trezești dimineața cu o stare de îndrăgosteală, fără motiv. De tine. Nu, atenție, fără motiv. Ai zis de tine, deja ai pus. Nu, o stare de îndrăgosteală, de efervescență, ca un parc cu șampanie, să simți că e în jurul tău și nu știi de unde, de aici până aici, să simți, uite așa, și să n-ai motiv. Și să pui mâna să sun pe profesor, să te... Pa, uite ce simt eu! Asta se numește iubire de viață. Agape, spuneau grecii. Să trăiești în iubire, în esența iubirii de viață. Te sună bine și ca salut asta. Agape. În loc să zicem bună ziua, bună. Nu, fel. Eu am o boală față de bună. Da, când nu? Aud bună, mi se neac, știu că sunt bună. Exact. Vizibil cu ochiul liber că sunt bună. Salută-mă, frate. Ești agape. Bărbat? Vrei să te tratezi ca pe un bărbat? Atunci spune-mi un sărut mâna și mă fac preș. Bună. Ok. Și ce vrei de la mine? Leșin. What? Și ultima întrebare. Dacă ai avea acum lângă tine povestea vieții tale, scrisă, ai citit ultima pagină? Normal că nu. Mă, bunul Dumnezeu știe ce o să fie, când o să fie. Ce o să mai fac? Eu poate că o să ajung pictoriță, te-ai gândit? Sau poate că o să ajung pianistă? Și cine știe ce o să fie? Deci... În fiecare dimineață mă trezesc punându-mi întrebarea: oare ce mai pregătește universul și astăzi? Miorlăi la finalul zilei? Gândindu-mă oare ce am făcut? Sau sunt într-o stare de agape? Adică, nu. Nu contează. E foarte, pentru mine este important aici, acum. Hai să zic că fac plan pentru mâine, pentru poimâine. Este important pentru că trebuie să știu cursurile. Pentru săptămâna viitoare, de exemplu, am evenimente până în decembrie. Însă, nu stau să le cuantific. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă pentru că așa trebuie. Dacă se întâmplă, be my guest. Dar nu mai... Știi ce am învățat, Alexandra? Mă întorc la ideea că sunt berbec. Nu mai controlez dorința de control. Dorința de control. Nu, îmi doresc să în fiecare zi să învăț, să mă schimb, să transform, nu să mă schimb, să transform, pentru că cunoașterea îți aduce valoare și atunci te transforme automat. Apoi, repet, dacă
dacă îți pasă de tine, te iubești cu adevărat și dacă ai și informație, treci la acțiune, ieși din zona de confort și atunci acționezi ca atare. Te trezești dimineața, faci lucruri care îți plac, îți aduc o stare de bună dispoziție, ridicându-te cu foarte mare greutate din așternutul cald, însă. De altfel nu. Ești ceea ce alegi tu în fiecare moment al existenței tale. Și o generez acum pe Mihaela de la anul de peste 2 ani, gândind într-un anume fel. Karma. Karma. Ceea ce fac astăzi, ce ție nu-ți place, altuia nu face. Cine ești ție însuți. Mulțumesc din toată inima. Eu mulțumesc. Nu știu dacă... Probabil că tot timpul mai am ceva de spus. După ce o să încheiem dialogul, o să îndrum spre următoarea întâlnire, o să zic... Am ratat-o. De ce mi-am spus, Mara? De ce mi-am spus asta? Dar nu mi-a plăcut cum am stat. Dar de ce nu m-am machiat ca să pot să dau ochelarii jos? Pentru că ăsta e motivul pentru care, dacă nu-s machiată, nu-s machiată și nu-mi place să arăt, da? Cam așa. Mulțumesc mult. Eu mulțumesc. Și să avem timp de calitate și iubire. Să ne iubească iubirea. Gata, am tăcut. Trăiți într-o stare de compasiune, ceea ce înseamnă iubire față și stimă și respect față de aproape, nebăgându-vă ca ștrampul în viața lor, în schimb să vă pese și raportați tot ceea ce faceți la confortul celui de lângă voi, mergând pe principiul pe care tocmai îl spusesem mai devreme, ce ție nu-ți place, altuia nu face. Atât pentru astăzi. Vă urăm o seară minunată! Vă pupăm de aici, de la Creator! Mua!